Bună ziua, dragi elevi! Sunt Gabriel Vrânceanu și astăzi vă invit într-o nouă călătorie. Vă asigur că atât stațiile călătoriei noastre, cât și destinația vă vor da atât măsura utilității cunoașterii matematice, cât și vă vor împrieteni mai mult cu matematica. Pentru început, vă voi satisface curiozitatea fixând stațiile importante de pe traseu. Astfel, ne vom aminti conceptele de medie aritmetică și de medie geometrică. Folosim legătura cu realitatea înconjurătoare și, de asemenea, legături cu geometria, mai precis, cu relațiile dintre triunghiuri. Prima invitație este de a accesa, așa cum am făcut eu pentru voi, aplicația evidențiată în linkul prezentat. Cu ajutorul acestei aplicații veți primi informații despre înălțimea unui om în funcție de vârsta sa. Pentru aceasta este necesar să introduceți în aplicație vârsta voastră exprimată în ani sau în luni pentru o precizie mai mare, precum și înălțimea pe care o aveți exprimată în centimetri. Prin introducerea celor două categorii de date, aplicația ne informează despre intervalul de înălțimi considerate potrivite vârstei, precum și evoluția înălțimii voastre pe o perioadă de timp. Ca exemplu, am accesat aplicația introdusă în câmpurile prestabilite, introducând vârsta de 13 ani, adică 156 de luni, și o înălțime de 145 de centimetri. Aplicația returnează rezultate și după criteriul de gen, masculin sau feminin. În exemplul de față, am considerat întâi genul masculin. Datele returnate de aplicație arată că, pentru băieții de vârsta de 13 ani, înălțimea ar trebui să se încadreze între 141,73 cm și 171,34 cm, deci putem considera că înălțimea de 145 cm este între limite normale. Mai mult, aplicația ne informează despre evoluția înălțimii pe o perioadă de până la 15 ani, adică 180 de luni, evidențiind că, în 2 ani, creșterea în înălțime ar fi de la 145 de centimetri la 155 de centimetri. Cum este corect, același studiu l-am făcut și pentru genul feminin, introducând aceeași vârstă de 13 ani și aceeași înălțime, 145 de centimetri, obținem că pentru fete, la această vârstă, înălțimea ar trebui să se încadreze între 144,22 de centimetri și 170,19 centimetri, considerate ca limite normale, iar la vârsta de 15 ani, creșterea în înălțime ar avea o rată mai redusă decât la băieți, de la 145 de centimetri la 150 de centimetri. Evoluția înălțimii, atât pentru fete cât și pentru băieți, este reprezentată în graficele de față, unde am identificat momentul inițial de 13 ani și linia corespunzătoare evoluției înălțimii după vârstă, cu evidențierea înălțimilor la vârsta de 15 ani. Iar sub grafice am evidențiat diferențele dintre valorile maxime și valorile minime considerate ca valori normale. Aceste analize de date le putem interpreta. Astfel, există o variabilitate mai mare a înălțimilor
la băieți decât la fete, corespunzător vârstei de 13 ani. În continuare, am calculat media dintre valorile minimă și maximă ca media aritmetică a două valori. Interpretarea rezultatelor este că, în medie, diferența de înălțimi la această vârstă este una redusă de aproximativ un centimetri pentru genul masculin față de genul feminin. Ne-am apropiat astfel de conceptul de medie aritmetică. În tabelul următor ne amintim formula de medie aritmetică pentru două numere ca fiind semisuma numerelor. La fel, pentru trei numere, media aritmetică reprezintă suma celor trei numere împărțită la trei, adică la numărul numerelor. Pentru patru numere, același procedeu de calcul. Evidențiind în final formula, pe caz general, pentru n numere, media aritmetică fiind raportul dintre suma numerelor și numărul acestora. Rămânem în legătură cu media aritmetică, dar schimbăm contextul. Aveți în imagine cadranul de pe bordul unui autovehicol. Printre multele informații conținute, am evidențiat cuvântul average, care în engleză semnifică media aritmetică. Informația reprezintă consumul mediu de carburant al mașinii, în acest caz de 6,9 litri la 100 de kilometri. Evident, cadranul este al unei mașini care are principiul de funcționare al unui motor pe benzină sau pe motorină și știm că acești combustibili au un factor de poluare mare, de aceea indicativul medie de consum ne poate da informații utile pentru optimizarea consumului. Cel mai bine ar fi ca treptat să renunțăm la autovehicolele acestea și să optăm pentru cele care au la bază principii de funcționare cu energie verde nepoluantă. Invitându-vă în zona relațiilor, continuăm călătoria noastră cu o legătură în viața de zi cu zi. Astfel, observăm că în viața de zi cu zi comparăm situații și trebuie să decidem dacă situațiile sunt la fel, asemănătoare sau diferite. Am ales ca imagine casa cu ferestre, cele două ferestre fiind la fel. Când spunem la fel sau identic, avem în minte un anume criteriu sau mai multe criterii. În acest caz ne referim la aceeași formă și aceleași dimensiuni. Putem observa animalele din imagine care sunt asemănătoare, dar nu la fel. Puiul are aceeași formă cu cea a părinților, dar are alte dimensiuni, mai mici. Observăm în continuare că majoritatea bucăților de gresie sunt de forme și dimensiuni diferite, deci nu sunt nici la fel, nici asemănătoare. Facem corespondența dintre noțiunile de la fel, asemănător și diferit cu triunghiurile. Cazul la fel îl asociem congruenței triunghiurilor și corespunde la două triunghiuri cu toate unghiurile în perechi egale și toate laturile în perechi egale. Cazul asemănător
îl asociem asemănării triunghiurilor și corespunde la două triunghiuri care au toate unghiurile în perechi egale, iar laturile sunt proporționale. Cazul diferit corespunde la două triunghiuri între care nu putem stabili relație de congruență sau de asemănare. Vom aplica teoremele de asemănare în cazul triunghiului ABC dreptunghic în vârful A. În acest triunghi construim înălțimea AD cu D punct aflat pe latura BC, latura care este ipotenuza triunghiului. Înălțimea AD împarte triunghiul dreptunghic ABC în alte două triunghiuri dreptunghice, în fapt triunghiul ADB și ADC. Am mișcat cele trei triunghiuri ABC, DAC și DBA ca în imaginea din dreapta, pentru a sesiza că aceste trei triunghiuri au aceeași formă și o proporționalitate a laturilor. În tabelul de jos, în corespondență cu desenele triunghiurilor, am evidențiat unghiurile congruente și corespondența vârfurilor pentru a putea scrie corect relațiile de asemănare. Fiind implicate trei triunghiuri, vom putea scrie trei relații de asemănare pe fiecare pereche de triunghiuri. Astfel, putem observa că triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul DAC, apoi că triunghiul DAC este asemenea cu triunghiul DBA și că triunghiul ABC este asemenea și cu triunghiul DBA. Din proporționalitatea laturilor în cele trei cazuri, am evidențiat o serie de relații care, prin utilizarea proprietății fundamentale a proporțiilor, conduc la un același tip de relație. Pătratul unei lungimi egal cu produsul dintre alte două lungimi, ceea ce este echivalent cu o relație de tipul B egal cu radical din produsul A și C, unde am ținut cont că sunt implicate valori pozitive în aceste relații, deci B fiind media geometrică dintre A și C. Dacă v-am trezit curiozitatea, vă invit să accesați și materialul asociat acestei prezentări, unde veți găsi mai în detaliu ceea ce am prezentat sintetic până acum. Drag elev, îți mulțumesc că ai pășit alături de mine în călătoria cunoașterii. Sunt Gabriel Vrânceanu și te aștept la următoarea destinație. Până atunci, spor în toate!